Sper să stau alături de băieți și de staff până Liga 1 și acolo vedem ce se va întâmpla. Steaua București a început cu dreptul acest sezon și s-a instalat în fruntea clasamentului încă din prima etapă. Evoluțiile bune ale echipei în barajul de promovare și în ultimele partide oficiale îi se datorează în mare parte și lui Liviu Băjenaru, fotbalist cu peste 150 de meciuri în Liga 1. Fără accidentări grave de-a lungul carierei, Liviu este un băiat liniștit și profesionist la 37 de ani ai săi. Are ca pasiune gătitul și speră să fie alături de grupul format de Daniel Oprița până în Liga 1. Fostul mijlocaș al celor de la Oțelul, Astra Gaz Metan sau Gloria Bistrița, este convins că el și coechipierii săi vor rămâne pe prima poziție a clasamentului până la finalul sezonului. E o primă victorie, e bine că am început cu dreptul, sperăm de la etapă la etapă să creștem în randament fiecare dintre noi, să continuăm pe aceeași linie. La finalul acestei săptămâni, Steaua va întâlni în deplasare pe FCSB 2. Ce înseamnă acest meci cu FCSB? E o presiune mai mare? Nu, din punctul meu de vedere e o etapă a doua pe care trebuie să o câștigăm. Nu e un meci special. Liviu, care e secretul să joci așa de bine și la 37 de ani? N-am avut operații, n-am avut accidentări majore și eu cred că asta, din punct de vedere fizic, mă simt foarte bine. Care ar fi cel mai talentat jucător alături de care ai jucat? De departe eu zic că Sămortean. Am jucat cu el la Gloria Bistrița și am jucat și contra lui. Eu zic că e talent. Băjenaru a dezvăluit și care sunt aturile Stelei în realizarea obiectivelor așteptate de suporteri. Omogenitatea, sunt mulți jucători, adică ne cunoaștem între noi, am fost și la Juventus și aici. Eu cred că asta a fost la celelalte echipe, au mai fost nenumărate transferuri și nu s-a văzut o omogenitate cât de cât. Dar aici eu zic că fiecare ne cunoaștem ce putem și asta e un plus pentru noi. Cum e fără spectatori? Toate meciurile sunt amicale, din punctul ăsta de vedere. E urât. Vă dați seama că simțim și noi lipsa suporterilor noștri. Sperăm și noi, până de fapt în retur, să se umple, să dea drumul la spectatori și să fie altceva.